6. Aprilie. Să facem un alt stup. Aici am pus un cad de huliță deasupra catului construit. După cum se vede, nimic. Asta e catul construit pe care l-am pus. Ceva miere adusă. În principiu le voi lua o ramă sau chiar două de puiet să mai ajut și pe ceilalți. Asta e rama clăditoare pusă săptămâna trecută. Partea de jos este o oată. E marca de aici. Punem ducamenta. Niște potiroase încă nepontate. O să găsesc matca.
aici. Ok. Atunci. Voi lua această ramă. Vedem una asta sau următoarea. Cred că asta este candidata. Pune tot-o în ramă gălbitoare. Și acolo pune o ramă foiță după. Asta este, sper să fie suficient. Astea în două rame. Funcția. Vom vedea săptămâna viitoare. Și așa cum a spus și altul mai slăbuț, acesta nu are cat deocamdată, nu are nimic, a fost, i-am adăugat săptămâna trecută două rame construite și i-am adăugat acea ramă clăditoare. Să vedem ce avem aici. S-a apucat să o construiască. Pe rama aceasta am băgat miere, nectar, deși aș fi vrut să pun viet. Uite, ultima ramă. Arată bine, cam cu de toate, puțin cam multă
aqui minha vida, tá? Um gosto, viu? Entra nova na ramen. Editoare și îi voi adăuga o ramă cu piet de la luat de la stupii mai puternici. Am cam așa. Adăugat-o. Vom pune acum în cap. Rame construite. Fără diafragmă ca să se obișnuiască cu el. Gata.